Hi, mass media. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Mă numesc Sergiu Paiu, sunt șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, șef al Inspectoratului Național Securitate Publică. Am organizat astăzi acest briefing ca să comunicăm despre accidentul rutier care a avut loc la 17.05.2020 în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Izmail. Pe această cale permiteți-mi să-mi exprim condoleanțe rudelor și prietenilor persoanelor decedate. Este un accident de circulație cu consecințe deosebit de grave și rezonanță majoră în societate, examinarea căruia se află la control strict nu doar la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, dar și a țării. În noaptea de 17.05, orele 1 și 13 minute, în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Izmail, s-a produs un accident rutier cu implicarea a mai multor unități de transport. La fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de 27 ani, aflându-se la volanul automobilului model Audi, cu număr de matriculare străine, ce avea ca pasager o femeie în vârstă de 23 de ani, deplasându-se pe Bulevardul Ștefan cel Mare, din intersecția Bulevardului Constantin Negruse spre strada Tighina, municipiul Chișinău, nu a manifestat atenție sporită la trafic, intrând în intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Izmail la culoarea roșie semaforului. S-a ciocnit cu automobilul de model Toyota, la volanul căruia se afla un bărbat cu vârsta de 40 ani, având ca pasager un bărbat de 47 ani, care se deplasa pe strada Izmail din direcția străzii Metropolit Varlam, în direcția străzii 31 August. În urma impactului, automobilul Audi a fost proiectat în automobilul de model Dacia Logan, la volanul căruia se afla un bărbat cu vârsta de 41 de ani, având-o ca pasageră o femeie de 23 de ani și copilul minor de 7 ani, care staționa la culoarea roșie a semaforului din Bulevardul Ștefan cel Mare, intersecție cu strada Izmail. În rezultatul acestui accident rutier, șoferul și pasagerul automobilului de model Toyota Prius a decedat pe loc, iar alte 4 persoane au suferit diferite traumatisme. Adițional, de la șoferul automobilului de model Audi, au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii ei. Rezultatul urmează a fi prezentat în perioada următoare. Cunoaștem că în unele surse mass media au apărut unele informații care spun despre faptul că testul de alcoolemie în aer expirat al acestui șofer a arătat un rezultat de 0,03 mg pe litru. Fapt care necesită unele clarificări. Astfel vă informăm că este o informație greșită, deoarece proba biologică, cea a sângelui, a fost prelevat și anume rezultatul ei va sta la baza stabilirii stării de ebrietate și natura ei. În baza materialului acumulate de către organul de urmărire penală a direcției municipiului Chișinău, a fost pornită cauza penală pe faptul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 264 aliniat 5 din Codul Penal, încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatarea mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat, din imprudență, decesul a două sau mai multor persoane. Se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. În aceeași zi, la orele 7:20, în baza articolului 166 din Codul de Procedură Penală, existând bănuială rezonabilă de comiterea acestei infracțiuni, șoferul automobilului Audi a fost reținut pe un termen de 72 de ore. La moment se efectuează acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauze și diferirii justițiilor a persoanelor vinovate. Suplimentar comunicăm că acest șofer, în perioada anilor 2016-2020, a comis 6 contravenții, pentru care a fost sancționat. Referitor la gradele de rudenie ale acestuia, vă comunicăm că acestea nu au nicio influență asupra examinării circumstanțelor acestei infracțiuni, iar în fața legii toți suntem egali.
Тотодат un alt aspect generat de această perioadă sunt cursurile ilegale, care se organizează în mare parte în municipiul Chișinău și suburbii. Cu referire la acțiunile poliției, modul în care se reacționează în astfel de cazuri și acțiunile întreprinse, vă informăm că au fost dispuse verificări de serviciuri, iar dacă se va adeveri că angajații poliției tolerează aceste acțiuni ilegale, nu intervin sau nu acționează conform atribuțiilor de serviciu, vor fi sancționați până la eliberarea din funcție, cu remiterea materialelor acumulate în adresa procuraturii. Este regretabil faptul că chiar la o zi după tragicul accident, în noaptea trecută, pe rețelele socializare au apărut imagini video de la o astfel de cursă ilegală, cu participarea unor șoferi iresponsabili. Acest caz a fost înregistrat, urmează a fi investigat și persoanele implicate vor fi trase la răspundere. Imediat în perioada următoare, conducerea Ministerului Afacerilor Interne va veni cu un pachet de măsuri legislative în vederea înăspririi pedepselor pentru contravențiile din domeniul circulației rutiere, în special pentru depășirea limitei de viteză și starea de ebrietate la volan. Vă asigur că Inspectoratul Național de Securitate Publică va întreprinde toate măsurile necesare pentru diminuarea accidentelor rutiere și prevenirea încălcărilor. Ce țin de situația accidentară pe țară, potrivit analizei, pe parcursul 4 luni ale anului curent, s-au înregistrat 498 accidente în traficul rutier, în rezultatul căror 69 de persoane au decedat, iar altele 555 au fost traumatizate. Comparativ, perioada analogică anului precedent se atestă o descreștere cu minus 29,6% a numărului de accidente înregistrate și respectiv cu minus 34,8% a persoanelor traumatizate, iar numărul persoanelor decedate fiind în creștere cu 6,15%. Cu privire la acest aspect vom reveni cu detalii, iar acum vă mulțumesc pentru atenție. Și colegii de la IGP au să vină cu unele clarificări, asta tot ce ai știut la moment.